Albert, concentrează-te! Tu ai timp de făcut! Gata, nu vreau să merg la școală, nici să fac lecțiile! Este foarte simplu pentru mine! Vreau ceva mai greu! Să văd eu, să văd pavilionul, să mă duc la mare, să caut comoara! Aha, tu vrei o provocare? Tu știi că există o lume a oamenilor leneși? Ce? Eu nu cred așa ceva. Da, acolo sunt foarte multe provocări. Și dacă nu înveți, nu te mai întorci niciodată. Ha, să văd, eu mă descurc. Unde sunt eu? Sunt doar în pădure, ce ușor. N-am eu aici limba română, matematică. Eu aici mă descurc. Să strângem alunea să mâncăm. Ce rătare este! Albert, ce faci? Nu mânca! Nu sunt alune, sunt ghinde! Aruncă jos! Vezi dacă nu înveți la școală! Miriam, tu nu știi nimic, eu singur mă descurc. Hai să spar de aici! În sfârșit mănânc! A spus lui Miriam că pâine trăiește în copac. Să scuturăm copacul să mâncăm pâine. Pădice, să scot. Gata! Wow, pâinica! Thank you. Dar Miriam zicea că pâinea nu crește în copac. Ce bună e pâinea! Ați mai culeg să mai mănânc multe. Ce se aude? Aud pas. Nu e așa ușor aici. Ce o să aude? Uite, nu... Cine este aici? Mi s-a părut. Cineva este aici! Stă-și în gură, măi băiețele! Ce strigi? Dar tu cine ești? Ce crezi tu? Că în pădurea leneșilor ești numai tu? De mult ești aici? Da, așa eram ca tine, micuță. Dacă nu vrei să înveți, vei rămâne aici. Să rămân aici? Nu vreau aici. Atunci trebuie să înveți. Pâinea, crește în copac? Da, în copac. Crește, rămâi aici. Nu, pâinea nu este în copac. Învățătoarea de la școală mi-a zis... Corect! Acum eu te voi ajuta mai departe să pleci în această pădure cât mai repede! Mica bunica, mi-e sete de apă! Iată acolo apă! Dar eu n-am bani! Frizieste! Băițele, aici nu trebuie bani, aici trebuie să știi matematica! Și aici trebuie matematica. Te rog, zi ceva ușor. Nu, nu este sete de apă. Da, ceva ușor, dă cu stoi. Nu, spune, cât este 60 plus 20? Nu-i da așa greu. De când ești matale aici, ai uitat că la noi nu este corupție. Gata, mi-am adus aminte. Este 80. Gata, eu nu vreau aici. Eu trebuie să merg acasă. Am multe lecții de făcut. Albert, ce faci? Cum călătoria ta? Ți-a plăcut? Miriam, liniște, eu acum învăț. Eu atât am de învățat. Nu vreau să ajung în lumea leneșilor. Acolo e foarte greu. Da, bine, învață. Că nu...